Bună seara! Suntem la podcastul lui Damian Dreghici, capsula pe care am lansat-o în fiecare marți la începutul anului, care se numește Pastila pentru Suflet. În această seară am un invitat special, așa cum am spus, aduc specialiști în domeniul psihoterapiei, terapiei, terapiilor non-convenționale și tot felul de lucruri care nu au de-a face cu Western Medicine. În seara asta am un invitat special, Alexandra Cârsă, este președinta Asociației Victoria Mea și este cea care a inițiat legea, care în momentul ăsta se dezbate în Parlament, legea legalizării cannabisului în scop medicinal. Bună seara, Alexandra! Bună seara și mulțumesc tare mult pentru invitație! Povestește-ne despre tine, cine ești și pentru ce lupți? Mă numesc Alexandra Cârstea, acum am asociația Victoria Mea, dar la momentul la care am descoperit beneficiile cannabisului în scop medical, mă luptam pentru salvarea vieții mamei mele, pentru că mama era un pacient oncologic, inițial cu o speranță de viață foarte mică și a urmat terapiile clasice medicale. După o perioadă de timp a avut metastaze osoase care au generat niște dureri monstruoase și a început să utilizeze opioide, foarte multe, alături de morfină. Avea aproape, nu știu, 6 sau 7. Era un cocktail molotov care practic îi deteriorase sănătatea în toate aspectele și nici măcar nu mai avea niciun soi de conexiune cu noi. Nu mai putea să ne recunoască, nu mai vorbea cu noi, nu mai mânca, nu mai exista niciun soi de calitate a vieții. Mai mult decât atât, era la un pas de a-și pierde rinichi, intrase la un pas de dializă. Și atunci am descoperit beneficiile cannabisului pentru că medicina clasică s-a oprit. Medicii ne-au zis că nu mai au ce să-i dea nici pe durere, deci practic o aștepta o moarte în chinuri. Și noi atunci, mă rog, în casă s-a creat o stare emoțională groaznică. Tatăl meu s-a prăbușit, a fost totul extrem de dureros și o luptă înfiorătoare. Dar cumva nu am cedat. Nu știu exact de ce, probabil că asta e forța care m-a ajutat și în toți anii ăștia de când mă lupt pentru demersul acesta. Pentru că am sperat că mama să mai trăiască și eram convinsă, de fapt, nu că am sperat, aveam ceva în mine care știa că o să mai trăiască. Am căutat resurse, nu știu, eu sunt și o persoană care citește foarte mult și cumva atunci am făcut niște eforturi supraomenești pe care nu mai sunt capabilă să le fac astăzi, deci, nu știu, probabil că este starea asta pe care o persoană o are în momentul în care este disperat și găsești niște resurse, deci vine să dărâm munții. Și am citit zi și noapte și în felul acesta, informându-mă, am ajuns de la câțiva specialiști pe care i-am găsit în afara țării la recomandarea cannabisului medicinal. Evident, era interzis în România, eu de formație sunt avocat, tatăl meu era la rândul lui judecător, adică veneam dintr-o familie în care știam clar că astea sunt niște produse pe care nu avem cum să le folosim în scop medical. Cu toate acestea, ce pot să vă spun este că cel mai important este să îți deschizi mintea și sufletul, că doar atunci poți să acumulezi informații și poți să primești mai multe opinii. Și asta s-a întâmplat atunci, adică am primit recomandări de la foarte mulți medici din afara țării, cu unii dintre ei astăzi am o relație extraordinară și sunt cei care sprijină demersul în România alături de mine și ușor, ușor, am primit mai întâi o rețetă medicală dintr-un stat în care se permitea utilizarea cannabisului și am fost obligată să aduc în România această terapie. Am avut o oarecare supraveghere din, mă rog, programările medicale pe care le-am făcut în străinătate și online, dar foarte mult a fost pe cont propriu, cu multă rugăciune, pentru că cred că oricine care ne privește acum poate să înțeleagă că atunci când îți asumi singur un tratament pentru omul pe care îl iubești cel mai mult, e groaznic. Și în condițiile de teamă că să nu fi prins. Și în condițiile acelea și era totul dramatic. Dar cumva intuitiv și văzând-o pe ea cum reacționează, am reușit să scad dozarea opioidelor pe care le lua atunci, crescând doza de cannabis, cu toți compușii din plantă, inclusiv CBD-ul. După o perioadă scurtă, cred, nu știu, în jur de o săptămână și jumătate, mama a reușit să nu mai folosească niciun ulei sau fumat?
Ulei, nu. În scop medical, bine, dacă vreau să zic mai târziu, dar e bine că ai atins subiectul acesta, în scop medical, inclusiv proiectul de lege, la fel ca și în alte state europene, nu va permite fumatul. Se administrează sub formă de ulei, tincturi, capsule, sublime, creme, da. Adică inhalat, de asemenea, sunt și formele acestea de utilizare, dar nu fumat. Și sub formă de ulei am administrat, îi făceam și creme, pentru că avea și durerile, mă rog, și încercam să-i controlez toate formele, pentru că durerea deja atinsese niște praguri foarte înalte atunci. Deci într-o săptămână? Da, am reușit gradual să-i scot aproape toate medicamentele. Și acela a fost momentul când am văzut că își reia calitatea vieții, că iarăși comunică cu noi, că iarăși are o viață normală, mă rog, cât se putea de normală, pentru că mama avea metastaze osoase pe toată coloana și zona pelvisului și practic avea interdicție de a se mai ridica din pat cu riscul de prăbușire de coloană. Deci era pentru o persoană care, mama mea a fost un om extrem de vesel și ea cânta, era sufletul petrecerilor, ea era, avea un suflet din ăsta foarte tânăr și pentru ea faptul că nu putea să mai iasă afară, să, nu știu, să se bucure de anotimpuri, să poată să, nu știu, să vadă câinii noștri, au fost niște lucruri care au tras-o în jos foarte mult la momentul respectiv, psihic mai ales. Și atunci cannabisul medicinal a ajutat-o foarte mult și pe plan psihic, adică a avut o altă forță și după debutul practic administrării cannabisului medicinal, mama a mai trăit aproape 3 ani. Deci sunt momentul acela, practic, de la începutul administrării, m-a făcut pe mine, bine, probabil având cunoștințele juridice, m-am gândit că, m-am sperat că articolul 74 din Constituția României, apropo de 100.000 de semnături dacă inițiez o petiție, eu oricum de fel sunt idealistă și de atunci cred că eram și în vria asta disperării să o ajut pe ea și să fie tratamentul legal și să avem suport și în capul meu toate se decurgeau extrem de repede. Mă gândeam că atunci când politicienii vor afla ce am aflat eu, o să rămâne de-a dreptul șocați, comunitatea medicală o să vină imediat în sprijinul meu și toate porțile se vor deschide. Cred că într-un fel a fost bine că aveam mentalitatea asta, pentru că dacă n-aș fi avut-o, n-aș fi avut forța să continui încă anii care au mai urmat. Mama a murit în 2019, în ianuarie, și în iulie 2019 am reușit să, cu ajutorul unei deputate, Cristina Dumitrache, am inițiat proiectul de lege care acum poartă numele Victoria, după numele mamei mele. A fost o onoare de la bun început și o mare bucurie că presa care era în Parlament atunci când am depus proiectul de lege a folosit numele ei, pentru că într-adevăr este numele acesta puternic, care dă speranță, care dă încredere, care poate să arate într-adevăr victoria unor oameni bolnavi din țara noastră. Și practic am avut speranța asta. Cumva acum, și cu mintea de acum, îmi dau seama că a fost și o formă de terapie după suferința pe care am trăit-o alături de ea și mai ales după ce am văzut-o cu câtă iubire și cu câtă dorință și-a dorit să militeze ea. Adică avea momente în care era pe targă și zicea, lăsați-mă pe mine în fața guvernului sau a parlamentului să le spun eu cât de necesar e tratamentul acesta. Și cumva văzând-o, am avut atunci resursele să fac treaba asta. După ce a murit, și în numele ei, dar și pentru că mi-a lăsat mai multe agende pe care n-am reușit încă să le citesc, nu sunt încă pregătită pe de-a întregul să citesc tot ce mi-a scris acolo, dar în primele rânduri își dorea foarte mult să am forța să continui demersul acesta și probabil că ăsta este motivul. Am simțit-o ca un testament moral și mai mult decât atât, mi-am dorit atât de mult să simt că pot să ajut alți bolnavi, de asta cred acum că a fost și un fel de terapie pe care mi-am administrat-o ca să nu mă încarc cu furia și resentimentele pe care le-am avut și pe care orice om care, de fapt orice aparținător al unei persoane bolnave, le are.
Acesta e un alt subiect despre care noi nu discutăm niciodată în România, pentru că suficient că bolnavul nu este tratat corespunzător și că nu avem resurse suficiente, dar nimeni nu se gândește în țara asta ce se întâmplă cu familia bolnavului, mai ales cu pacientul oncologic. Și acolo este o situație dramatică, pentru că, așa cum știm, un pacient oncologic are nevoie de o stare psihică bună și un suport emoțional. Ori dacă familia lui cade, dacă familia lui se prăbușește, îl trage în jos mai rău în suferință și în boală. Și atunci am continuat demersul în Senat în 2019. De fapt, Senatul a trecut tacit proiectul de lege. A fost atunci un boom, o speranță extraordinară. Am zis că ok, a murit mama, dar uite că se mișcă lucrurile și e un semn. Am uitat să zic, eu în primul pas, înainte să moară mama, în 2017, am inițiat o petiție națională. Petiție pe care și în condițiile actuale nu am avut cum să o promovez, reclama nu se poate plăti, deci semnăturile, care sunt aproape 30.000, sunt luate efectiv în mod real, de la oameni care au simțit, dar mai ales acum e sfâșietor, dacă citești mesajele de pe petiție, sunt pacienți extrem de bine informați, oameni care avea o pregătire forțați de împrejurări, la fel ca și mine, și care, unii dintre ei nu mai sunt astăzi, din păcate, dar alții care încă își așteaptă șansa la această terapie. Și cumva, asta ziceam, după ce legea a trecut de Senat, am sperat că o să vină pe un făgaș normal și Camera Deputaților, care este cameră decizională, va vota foarte repede proiectul de lege. Cum bine știm cu toții, a urmat pandemia. Eu am rămas însărcinată, m-a frustrat foarte tare contextul pentru că nu mai puteam să comunic despre urgența acestui proiect de lege și acela a fost momentul în care i-am convins pe oamenii ăștia minunați care mi-au fost alături, profesori la cele mai importante clinici de specialitate din toată Europa și din Statele Unite, i-am convins să facă, nu mă declar profesionistă și nici nu, e o rușine acum dacă ți indic canalul meu YouTube, adică la resursele mele de pe Skype, am deschis un canal de YouTube cu interviuri cu ei. Eu atunci eram însărcinată, începuse pandemia și cumva oamenii ăștia au zis da, imediat, hai să dăm informații. Și am făcut întâi canalul acesta YouTube. După canal, m-am ocupat foarte mult de, efectiv, de campanie, propriu-zis. Oamenii erau încă foarte speriați, le era frică, petiția poate sună puțin cu 30.000 de semnături, dar în mod real cifra ar fi mult mai mare. În fapt, știu cu siguranță că motivele pentru care nu au semnat mai mulți sunt legate de teamă, de prejudecăți, adică era stigmatul ăsta pe care credeau că o să-l aibă dacă numele lor e afișat acolo. Și atunci am început să aduc informații, cum am putut. Iarăși, fără posibilitatea de a promova pagina, de a avea resurse, n-am avut niciun soi de resursă financiară, apropo de, nu știu, sprijin pe acest demers. Lumea mi-a zis mulți ani că sunt nebună și că mă pun într-o postură foarte proastă. Mai mult de atât, erau persoane care mă știau dinainte și mi ziceau, Alexandra, tu erai un om serios, cu capul pe umeri, adică ce te-ai băgat în povestea asta? Lumea o să te judece, o să-ți pierzi toată credibilitatea, mai mult de atât, o să ai probleme cu legea. Zic, de ce? Nu fac nimic ilegal, adică tocmai încerc să vorbesc despre o lege care trebuie să treacă în România, pentru că înseamnă o normalitate, înseamnă deja foarte multă cazuistică, foarte mulți pacienți, foarte mulți medici, adică niște studii care nu mai pot fi ignorate. Ei bine, mă rog, am continuat în această inconștiență sau idealism pe care le am și acum și am făcut două conferințe internaționale, ultima dintre ele în Parlamentul României, anul trecut în noiembrie, unde a venit profesorul Michael Barnes, un celebru neurolog din Marea Britanie, recunoscut pentru că datorită lui a trecut legea în Marea Britanie. El a realizat un raport științific cu tot ceea ce înseamnă cazuistică acum 6 ani, studii clinice în domeniul cannabisului, l-a depus Parlamentului Britanic, a militat în stradă alături de o mamă care încerca să-și salveze copilul, Hannah Deacon, care astăzi mi-este una dintre cele mai bune prietene și care a venit și ea în România în noiembrie. Au venit, au strâns 800.000 de semnături pe petiție și au trecut legea în 4 luni în Marea Britanie.
Ei sunt unii dintre cei mai importanti suporteri pe care i-am astăzi, pentru că mi-am dat seama că în discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile și, din păcate, și cu o parte din comunitatea medicală, nu am avut receptivitate. Nu se dorea discuția pe acest subiect și, mai mult decât atât, mă frustra foarte tare că auzeam mereu replica asta: nu avem studii clinice. Pe de o parte, era adevărat, pentru că la nivelul României, fiind interzise studiile, normal că accesul nu aveau cum să-l aibă la studii. Dar când știam că există studii pe care le pot citi în limba engleză, devenea deja din ce în ce mai frustrant. Și atunci, normal, m-am gândit, eu nu sunt credibilă, oricât de mult aș citi, oricât de multe cursuri am făcut. Mi-am luat specializări în cannabis în Statele Unite, în Anglia, peste tot, tocmai ca să învăț discursul și să învăț exact mecanismul. Dar nu poți fi credibil într-o profesie pe care nu o ai. Și atunci am căutat susținerea lor și am căpătat-o pe deplin și astăzi am, cred că, cei mai buni parteneri și cei mai minunați oameni care ajută chiar și cauza noastră din România cu toate resursele pe care le au. Unde te afli acum cu proiectul? După acești 4 ani, 2 ani de pandemie și, mă rog, ăsta a fost unul dintre motivele pe care le-am auzit că s-a datorat amânarea proiectului de lege și votarea lui, ne-am aflat luni, nici nu știu ce dată a fost luni, cred că 13 martie, nu știu când va fi difuzat materialul, pentru prima dată Comisia de Sănătate a hotărât să facem o dezbatere. Eu am sperat că va fi doar ultima dezbatere și că va fi vot final pe lege. Ei bine, nu, se pare că nu, pentru că am făcut o dezbatere la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, în care au fost invitați și reprezentanții ai societății civile, la fel ca și mine, dar mai ales reprezentanții instituțiilor publice, adică cei care sunt decidenții sau cei care ar ajuta să pună în aplicare această lege: Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, DICOT-ul, Antidrog. Și am aflat cu toții, cu o mare durere. De fapt, a fost așa, a fost bucuria că în ședința aceasta toți deputații din Comisia de Sănătate și-au asumat verbal, cel puțin, pentru prima dată, aceeași voce și un consens politic. Este prima dată când președintele Comisiei ne-a vorbit despre faptul că nu există interese de partid sau nu există motive pentru care ei să nu-și dea mâna pe acest proiect de țară. De fapt, așa l-am promovat dintotdeauna. Când am vorbit cu ei, de multe ori am fost cu Maria, cu fetița mea, nu avea niciun an în care, nu știu, mă duceam cu ea la dezbateri în Parlament cu copilul în brațe și încercam să le vorbesc și să le spun că este atât de importantă legea asta încât nu trebuie să fie definită de un partid sau altul și că, dimpotrivă, trebuie să înțeleagă că este nevoie de această asumare politică pentru un proiect de țară care ar putea să schimbe destinele unor oameni, dar să aducă și beneficii uriașe economiei țării noastre. Și am adus toate argumentele pe care le-am primit la rândul meu din alte țări. Reiau însă unde suntem. Comisia ne-a spus că ei au consens, că ei au hotărât că este util și că este într-adevăr urgent, după 4 ani de amânare, să voteze, doar că se află în imposibilitatea de a legifera corect, fără amendamente depuse din partea instituțiilor acestea importante la care am făcut referire. Este și un lucru foarte bun care s-a întâmplat, în sensul în care eu am avut o perioadă în care am lucrat în presă și o altă parte a idealismului meu a fost că eu mă gândeam că presa, când va afla subiectul, va susține masiv proiectul și va fi acolo cât să pună presiune și să țină atenția publică și să dea informațiile corecte. Nu s-a întâmplat, din păcate, așa. Dar acum, luni, a fost prima dată când am asistat la o ședință politică la care presa n-a părăsit sala 2 ore. Și atunci am realizat că presa are acum și informația asta corect transmisă și asumată, constant transmisă, este cea mai importantă resursă pe care o avem, ca autoritățile să înțeleagă că nu mai au voie să mai amâne, mai ales că noi suntem acum în an preelectoral și dacă o ducem în anul următor, știm prea bine că nu o să se mai fie votată această lege. Așa că presa a avut un rol determinant, doar că, din nefericire, am văzut câteva instituții importante ale statului care trebuiau să ne răspundă și care ne-au spus că se opun fără argumente.
Ăsta este motivul pentru care aparent încă se mai dorește amânare în Camera Deputaților, așteptând amendamentele, doar că frustrant este că n-am stabilit termene. Adică n-am zis hai să ne revedem într-o săptămână și să vedem dacă ați depus amendamente sau în două săptămâni. N-avem aceste termene și nu știm cât va dura ca Ministerul Sănătății sau ca Ministerul de Interne să depună niște amendamente și să elaboreze un proiect de lege care să fie perfect și din viziunea lor. Deci este un time frame pe care nu-l cunoaștem, dar am mari speranțe că odată cu faptul că, uite, sunt astăzi aici la tine, am în fiecare zi de la momentul dezbaterii din Parlament și dinainte chiar cu o săptămână, nu știu, s-a creat ceva ca și cum s-au deschis cerurile brusc, am avut aproape zilnic câte, nu știu, 2, 3, 4 interviuri cu presă care și-a dorit informație și care mai mult de atât a transmis în sfârșit o informație corectă. N-am mai văzut titlurile acestea. Deci, efectiv, în termeni populari, pentru oamenii care se uită la noi, care este motivul acestui demers și spune exact în termeni populari, vreau să le spui oamenilor, cum ar putea să trateze și de ce boli? Păi, uite... Deci, ai uleiul, da, care are în el THC. Are toți compușii din planta de cannabis. CBD, CBG, tot. Tot. Bine, noi avem în jur de 100 de cannabinoizi și planta de cannabis are în jur de... Adică noi, planta de cannabis are 100 de cannabinoizi și vreo 400 de compuși, terpeni, flavonoizi. Și atunci, sinergia, practic toți cercetătorii și medicii cu care colaborez și unul dintre ei, Ethan Russo, care e cel mai cunoscut pentru studiile pe efectul de anturaj, ne vorbește despre sinergia tuturor compușilor din planta. De asta este importantă legalizarea plantei per ansamblu, pentru că extractele se vor face naturale din plantă. Dar proiectul de lege prevede atât utilizarea extractelor naturale, dar și medicamentelor deja care sunt pe piață în Europa. Fie că sunt sintetice, fie că sunt naturale, cum sunt, mă rog, două deja cunoscute, dar doar cu cei doi compuși, CBD și THC. Se va administra sub formă de tincturi, capsule, creme, așa cum am menționat. Fumatul nu este permis. Mai mult decât atât, temerile că pacienții, nu știu, vor face fraude și că se va da drumul la uzul recreațional sunt nefondate, pentru că va fi prescris și administrat pe baza unei rețete, la fel ca și în cazul morfinei. Farmaciștii vor fi cei care vor prepara, vor face preparate magistrale, deci, practic, este și o revigorare a profesiei de farmacist. Ei își vor readuce în atenția practica pacienților ceea ce făceau ei înainte. Dacă ți-amintești, chiar făceau aceste preparate magistrale, nu doar vindeau niște medicamente. Și acum stă în puterea lor, în urma indicațiilor medicului, să dozeze în funcție de fiecare patologie. Și acum să vorbesc despre afecțiuni. Avem un moment de față, și asta nu zic eu, o spune profesorul Barnes și avem deja 2 conferințe înregistrate cu el public, avem aproximativ 50 de patologii, peste 40.000 de studii publicate, dintre care aproape 8.000 de studii făcute doar pe minori. Cele mai importante pentru care deja nu mai există cale să fie contestate și mă refer la studiile clinice pentru că știi că aici e discuția cea mai fragilă în comunitatea medicală. Studiile clinice se fac foarte greu pe o plantă, dacă nu aproape imposibil, pentru că e vorba de acești 400 de compuși. În studii clinice se folosesc molecule individuale, doar așa pot să fac un studiu clinic cap-coadă. Dar avem ceea ce se numește real world data, care este o noțiune folosită peste tot în lume, în domeniul medical și care vine să completeze ceea ce știm prin studiile clinice și care arată eficiența cannabisului în aproximativ 50 de patologii. Și uite, fac referire în primul rând la durere cronică. Citam niște rapoarte, avem la nivelul Europei 95 de milioane de bolnavi de durere cronică, suferă de durere cronică. Mai mult de jumate dintre ei nu sunt controlați pe durere. Deci este imens cifra aceasta. În Germania, care a trecut legea acum 4 ani, avem deja rezultate și rețetele medicale în Germania pe bază de cannabis sunt în mare parte 60% sunt administrate doar pe durere cronică. Iar pacienții, apropo de o altă temere că tinerii noștri s-ar droga, pacienții majoritar sunt cu vârste de peste 40 de ani.
Sunt niște temeri care sunt create, cred eu, voit uneori în spațiu public, tocmai pentru ca oamenii să fie reticenți sau să nu permită informației să circule, știi? Și atunci e tot mai greu să schimb mentalități dacă avem parte de asemenea informații greșite. Revin la cancer. În cancer, de exemplu, apropo de cannabis, există studii clinice clare în terapia durerii, dar și în anxietate, în toate simptomele asociate terapiilor oncologice, chimioterapie, radioterapie, greață, vărsături, care nu e lucru puțin pentru un pacient oncologic, adică nu face toată calitatea vieții lui, indiferent dacă până la sfârșitul vieții lui poate să trăiască ca un om demn, ca un om care nu suferă de durere, adică e un lucru extraordinar. Dar n-aș vrea să închei să nu-ți spun că există studii preclinice realizate de peste 20 de ani de o cercetătoare pe care am invitat-o și pe ea la conferințe, Cristina Sanchez. Ea este, de fapt, prima cu care am vorbit când mama trăia. Cristina Sanchez face studii pe cannabis, pe THC face ea doar, în studii preclinice, de fapt, în celulele, în, cum se numește, în, pe șoareci, pe animale sau în culturi de celule, care ne arată niște rezultate fabuloase, în sensul în care ea a venit cu niște slide-uri la conferință și ne-a arătat explicit cum tumorile care au fost injectate cu THC fie s-au redus, fie au dispărut integral. Deci avem inclusiv o rezoluție a Parlamentului European din 2019 care indică statelor membre să dea drumul la cercetare. Încurajează cercetarea. Doar așa putem afla mai multe. Crezi că oamenii sunt, adică publicul larg, sunt pregătiți să înțeleagă că de fapt asta poate să ajute nu numai să ajute cu durerea în sine. Da. Adică poate să ajute să amelioreze boala. Asta e important, adică asta vreau să reiasă. Nu știu dacă sunt pregătiți în cancer, de exemplu, dar... Știu că sunt și pentru copii, adică pentru ADHD, pentru epilepsie. Autism, epilepsie, o grămadă, nu știu, pe toate dacă ai idee. Avem boli autoimune, avem Parkinson, avem scleroză multiplă, boală Crohn, glaucom, sunt foarte multe afecțiuni deja care își arată, în care își arată utilitatea. Majoritatea se vindecă total sau care este rezultatul? Uite, asta este o chestie. Cer scuze pentru tusea asta. Doctor, nicio problemă. Sunt afecțiuni pentru care există ameliorare definitivă sau vindecare, cum o numim. Uite, îți dau exemplu pentru epilepsie. Mama asta, Hana, la care am făcut referire, copilul ei avea 500 de crize de epilepsie lunar. 150 pe săptămână aproape. Nu exista niciun soi de ajutor din partea medicinei. Are o formă foarte rară de epilepsie. Și de 3 ani, de când îi se administrează acest tratament, nu mai are nicio criză. Sunt niște rezultate pe care le avem în momentul de față, în anxietate, în depresie, extraordinare. Evident, ne spun studiile că THC-ul nu se poate folosi în cazul persoanelor care au niște tulburări mai severe, schizofrenie sau... Dar asta trebuie să fie lăsat la latitudinea medicului și la expertiza lui. Și eu cred că trebuie să avem încredere în comunitatea medicală, pentru că la modul cum se pune problema acum la noi în țară, e ca și cum nici nu le dăm credit medicilor să încerce să-și diagnosticheze corect pacienții și să decidă conform jurământului lui Hipocrate, nu? Deci, sunt afecțiuni pentru care nu avem încă răspunsuri clare, pentru că studiile nu au fost încurajate până de curând. Adică, de foarte puțin timp, Europa vine acum în sprijinul studiilor. Sunt rezoluția Parlamentului... Da, și Europa e în spate față de America mult. Exact. Cel puțin poate 10 ani. Exact, și atunci decalajele astea ar spun cuvântul. Dar asta nu înseamnă că nu putem să privim în alte țări și că nu putem să facem referire, cum ți-am zis, la real world data, la faptul că avem deja o cazuistică din ce în ce mai mare. Deci, în concluzie, Alexandra, lucrul ar fi așa. Un pacient care este bolnav, ca să vorbim în termen popular, să înțeleagă omul tot corect, omul da. Este bolnav, merge la medic și același medic care poate să recomande medicamente,
poate, o dată ce se votează legea și trece, poate să îi dă o rețetă cu ulei de cannabis. La fel ca și în cazul morfinei, adică foarte strictă, o rețetă strictă, strict controlată. Pacientul merge cu acea rețetă la farmacie, îi dă exact ca la morfină, nu ca și cum ai lua piramidon sau nu știu ce, algocalmin, așa, îi dă rețeta și primește acel... La recomandarea medicului, ulei, creme, capsule, ce se decide? Inhalat? Inhalat. Exact. Merge cu el acasă și urmează exact protocolul care a fost recomandat în rețetă. Da. Aici înseamnă că e vorba doar de neîncrederea a noastră ca comunitate sau din punct de vedere cultural, unde s-ar putea acel om să ia uleiul și în loc să-l folosească pentru el, cum ar fi folosit morfina, să o dea al cuiva, dar atunci înseamnă că și morfina ar fi pe străză morfină, nu? Odată la mână. De-aia ți-am pus întrebarea asta. E foarte bună întrebarea și uite, e o chestiune pe care n-am atins-o și e perfect că m-ai întrebat. Păi avem multe medicamente cu efect psihotic, nu? Și psihotrop. Adică avem, practic, ar mai fi încă un produs în plus față de ceea ce avem reglementat. Că avem deja un parcurs firesc în cazul multor medicamente, da? Dar în cazul specific al cannabisului medicinal, în dozarea care se face în preparatul magistral, cu toți compușii, cum ți-am spus, CBD-ul care se adaugă THC-ului are efectul de a contracara efectul psihotic al THC-ului și se dozează într-atât încât în uz, mai ales sub formă de tincturi și nefumat, nu există efectul psihotrop. Așa că dacă cineva ar produce o fraudă, să zicem, ar fura o rețetă sau nu știu, să deturneze și să folosească în scop recreațional, da? A doua oară n-ar mai face-o, pentru că nu capătă high. Și asta ar fi produse doar făcute magistral în farmacie sau farmacia ar putea să și importe produse gata făcute de afară? Aici urmează normele metodologice. O să fie un alt calvar pe care o să-l trăim după aprobarea legii. Pentru că noi ce am făcut? Noi în proiectul acesta de lege am încercat să folosim modelul Germaniei. Modelul Germaniei este considerat în momentul de față cea mai bună legislație din Europa, cu un acces la decontare rapidă. Casa de asigurări pentru pacienți internați decontează în termen de 3 zile, iar pentru pacienți care nu sunt internați, până la 5 săptămâni. Dacă în termen de 5 săptămâni casa de asigurări nu răspunde pacientului, ținând cont de urgența afecțiunii pe care trebuie să o trateze, se consideră acordul prezumat. Și ne-a explicat niște lucruri care m-au pus pe gânduri atunci și m-au și întristat profund, că a zis că au prevăzut în proiectul lor de lege faptul că cel mai important aspect trebuie să fie urgența cu care pacientul trebuie să-și primească medicamentul, terapia, dar nu numai asta, și faptul că pacientul nu trebuie pus în dificultatea de a plăti terapia. Ceea ce, astea sunt niște lucruri pe care noi cumva le-am împrumutat în proiectul de lege, am luat cumva efectiv ceea ce au prevăzut ei, dar ceea ce ține de normele metodologice, vom vedea probabil în episoade ulterioare, sper nu dramatice, sper unele optimiste, cu ce va fi elaborat pe metodologie din partea ministerelor. Normele de siguranță, iarăși, ne-am auzit de la Ministerul de Interne că este o problemă că noi avem acum incriminat cannabisul și că este foarte dificil să treacă această lege tocmai din aceste considerente. Și atunci, iarăși, este o explicație pe care eu nu o înțeleg absolut deloc și am să vă explic și de ce. Toate statele europene fac parte din Convenția pe droguri din 61. Cu toate acestea, toate statele care s-au aflat în aceeași situație cu România ca acum, da, au găsit o variantă să implementeze legea pentru accesul pacienților la cannabis medicinal. Deci, imposibil cu siguranță nu e. Mai mult decât atât, faptul că noi nu suntem în postura de a deschide uși și a, nu știu, inventa roata, noi avem acum pârghile necesare să cerem explicații din partea tuturor autorităților din statele unde au legalizat și au deja experiență de ani în spate. Uite, Anglia de 6 ani, Germania de 4 ani. Avem pârghile necesare să întrebăm autoritățile cum merge la voi, care-i parcursul firesc, ce s-a întâmplat cu criminalitatea. Care sunt următorii pași? Pentru mine,
tot ce e posibil ca să fie, avem o lege corectă în România, nu știu, încă în continuare, conferințe științifice, cursuri, vreau să construiesc o academie științifică în România cu tot suportul celor pe care i-am alături deja în afară, pentru că eu sunt convinsă, dându-mă pe mine exemplu, și de-aia, nu știu, poate e credibil pentru cineva care ne privește, eu am fost aceeași persoană cu oamenii care se uită, nu știu, refractar sau se îngrozesc când aud cuvântul cannabis. Mai ales că eu am fost în postura de a-mi trata mama cu așa ceva și nu știam cum funcționează, cum reacționează, adică, dar informația și informarea corectă și așa cum ziceam, deschiderea minților și a sufletului sunt lucrurile cele mai importante, pentru că dacă nu vom privi în primul rând cu empatie pentru semenii noștri, dacă nu ne vom da seama că boala nu e, nu știu, o alegere, că se poate întâmpla oricăruia dintre noi și că oricare dintre noi cred că cunoaște în momentul de față un om bolnav. Dacă nu vom avea empatia asta vis-a-vis de niște oameni care, uite cum a fost situația mamei mele, nu mai avea ajutor din medicina clasică. Nu e că a evitat medicina clasică, pur și simplu nu a mai putut să folosească nimic. Sau pacienți, uite cum copilul Hanei din Anglia, pentru care nu mai exista altă soluție. Da? Deci dacă nu vom vedea deci, așa lucrurile... Deci următorul pas ar fi să se voteze legea în Senat. Din punct de vedere politic, ar fi de dorit și de așteptat să iau o decizie cât mai rapidă și asumată până la sfârșitul acestui an. Tocmai ca să nu riscăm ca anul următor, care va fi, bineînțeles, ocupat de tot ce înseamnă partea politică și alegerile, o să ne împingă iarăși în spate. Și asta înseamnă oameni care suferă, oameni care mor, stigmate nedrepte vis-a-vis de o terapie, în timp ce alte state nu fac decât să ne arate lună de lună, zi de zi uneori citesc studii din ce în ce mai multe ale unor cercetători care ne spun tot mai multe despre cannabinoizi pe care îi descoperă. Ori, să știi că, uite, cercetătorii din România cu care am discutat, și au fost mulți de-a lungul anilor, abia așteaptă să aibă și ei acces la asta. Abia Alexandra, așteaptă să... îți doresc un singur lucru. Mult, mult succes, putere de muncă, ambiție, curaj să nu dai înapoi și să sperăm că o să vin apoi după ce este legea votată. Doamne, te mulțumesc tare mult pentru mesajul. Mulțumesc și felicitări pentru tot ce faci. Mulțumesc mult. Și ne mulțumim.